O carte pe zi cu Valentin Protopopescu. Cel de-al șaptelea volum al ediției operelor freudiene transpuse în românește, deocamdată doar în varianta scurtă, sprijinită pe formatul oferit de Fischer Verlag din Frankfurt pe Main, se intitulează Nevroză, Psihoză, Perversiune. Tălmăcitorii studiilor incluse în acest volum sunt tinerii și conștiincioșii Roxana Melnicu, Corneliu Irimia, Silviu Dragomir și Rainer Wilhelm, notele și adnotările aparținând Roxanei Melnicu, iar revizuirea traducerii lui Vasile Demzanfirescu. Dintr-un bun început, trebuie remarcat faptul că suntem în prezența unui lucru bine făcut, fluența variantelor românești fiind dublată de o mare precizie a echivalării terminologice. De pildă, pentru a nu cita decât o secvență a acestei adevărate reușite de aproximare, conceptul de zwang, care în germană se referă la o acțiune ce este impusă din punct de vedere mental subiectului, fără ca acesta să se poată opune acelui gen de constrângere. A fost tradus în variantă extinsă prin acțiune mentală compulsivă, iar în variantă concisă prin compulsie. Dar pentru că termenul psihiatric de zwang neuroze se referă tradițional la nevroza obsesională, în psihanaliza freudiană mai potrivit sună expresia de idee sau reprezentare mentală obsesivă, echivalentă a conceptului de zwang vorstellung, ceea ce se opune expresiei acțiune exterioară comportamentală, variantă a termenului de zwang handlung. Nu voi intra în detalii pentru a expune analitic și sistematic punctele de vedere freudiene din acest al șaptelea volum al ediției românești. În schimb, voi încerca să traduc într-un limbaj mai accesibil mesajul lui Freud referitor la tot ceea ce înseamnă nevroză obsesională și derapaj psihotic-paranoic. Eseurile și studiile din culegerea de față, indiferent că e vorba despre caracter și erotica anală, remarci asupra unui caz de nevroză obsesională, observații despre un caz de paranoia descris autobiografic sau un caz de nevroză demoniacă în secolul al XVIII-lea și așa mai departe, se referă cu toate la componenta sadică anală a pulsiunii sexuale. Firește! Freud are în vedere sexualitatea umană. În aceste texte, magistrul din Viena încearcă să decompună mecanismele psihice prin care homosexualitatea, pasivitatea sexuală, încăpățânarea, grija exagerată pentru detalii și fanatismul față de ordine, pasiunea radicală pentru curățenie și economie devin componente patologice ale comportamentului. Evident, în sine, nu-i deloc rău să fii curat, ordonat și consecvent, dar odată depășit un anumit prag al normalității, facil de definit prin recursul la bunul simț, înseamnă că unele lucruri nu merg așa cum se cade. De ce alege o femeie singură părăsită de soț să spele de zeci de ori pe dușul mea, care oricum strălucește de curățenie? De ce alege un bărbat să poarte o dușmănie pe viață unui amic ce a întârziat un sfert de oră la întâlnire, în condițiile în care evenimentul s-a dovedit un accident nereprezentativ pentru caracterul omului aflat în întârziere? Iată întrebări care punctează cu claritate depășirea pragului normal de ordine, curățenie și punctualitate. Elemente, precum cele enumerate mai sus, țin de regresia insului, executată forțat, în manieră maladivă, la stadiul anal din dezvoltarea sa psihic-libidinală. Fixația subiectului la acel stadiu și nevoia de a reveni la ipostaza juisanței de tip anal indică o certă poziționare de tip feminin în raport cu figura paternă, lucru care se consumă indiferent de sexul real al copilului.